Bună ziua! Am trimis ieri de dimineață o scrisoare președintelui României, prin care am retras nominalizarea domnului Mircea Drăghici pentru funcția de ministru al transporturilor. Am luat această decizie întrucât am constatat că procedura de numire este mult întârziată, fiind depășite limitele unei colaborări normale cu Guvernul României. De asemenea, am luat în calcul și decizia domnului Mircea Drăghici de renunțare la această candidatură. Având în vedere că perioada de interimat la cele două ministere expiră în aceste zile, voi înainta în cel mai scurt timp alte două propuneri de numire pentru cele două portofolii. Nu mai avem timp de pierdut, sunt proiecte importante atât în domeniul transporturilor cât și în domeniul dezvoltării regionale și cred că avem nevoie de coordonarea unor miniștri titulari. Românii au nevoie de investiții, nu de jocuri dictate de interese politice. După cum știți, am prevăzut în legea bugetului de stat sumele necesare pentru investiții și fac apel din nou la domnul președinte să renunțe la această retorică de campanie electorală și să nu mai blocheze acțiunile guvernului. De asemenea, sper că domnul președinte va promulga cât mai rapid legea bugetului de stat, în așa fel încât, de la 1 martie, să fie plătite alocațiile mărite pentru copii. Adoptăm astăzi ordonanța de urgență care ne va permite acest lucru. După cum știți, coaliția PSD-ALDE a identificat corect sursa de finanțare și guvernul a pregătit acest act imediat după votul din Parlament. Astfel, începând cu 1 martie 2019, copiii cu vârsta de până la 2 ani vor primi 300 de lei lunar, aceea sumă va fi acordată și pentru copiii cu dizabilități până la împlinirea vârstei de 18 ani. Tot de la 1 martie, cuantumul alocației lunare pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani va crește la 150 de lei. Această sumă va fi acordată și tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani și urmează cursurile învățământului liceal sau profesional până la finalizarea acestor studii. Așa cum am spus și mai devreme, avem asigurate în legea bugetului de stat sumele necesare pentru toate aceste măsuri și îmi exprim speranța că președintele României va depăși jocul politic și o va promulga. Astfel, orice blocaj care nu face altceva decât să confirme încă o dată demersul demagogic al opoziției și al președintelui Iohannis în încercarea de a aduna cât mai multe voturi. Avem pe ordinea de zi astăzi un proiect de act normativ prin care se creează baza legală pentru a selecta un procuror care să facă parte din colegiul parchetului european. Regulamentul pentru funcționarea parchetului european, care a intrat în vigoare în anul 2017, stabilește că fiecare țară trebuie să contribuie cu câte un reprezentant la formarea acestei instituții, care va deveni operațională anul viitor. Potrivit procedurii, termenul până la care fiecare stat trebuie să-și desemneze propriul procuror este 31 martie 2019. Prin actul pe care îl discutăm astăzi, creăm baza juridică legală pentru a selecta în prima etapă 3 candidați pentru această funcție, propuneri pe care să le transmitem la Bruxelles, unde va fi desemnat un procuror din partea României. Turismul este un domeniu prioritar pentru Guvernul României, tocmai de aceea, în ultimul an, executivul a adoptat măsuri pentru stimularea acestei industrii. Continuăm astăzi cu un proiect de act normativ privind impulsionarea investițiilor în domeniul turismului.
face modificările legislative necesare pentru a da posibilitatea Ministerului Turismului să încheie contracte de finanțare multianuale cu autoritățile locale pentru o mai bună implementare a investițiilor în acest sector cu potențial mare de dezvoltare. Aceste modificări vor permite o mai bună utilizare a resurselor financiare destinate investițiilor cuprinse în masterplanul investițiilor în turism. Mă refer atât la investițiile care vizează turismul montan, investițiile de pe teritoriul Mării Negre, de pe litoralul Mării Negre sau zona Deltei Dunării, precum și alte investiții care au legătură cu turismul de sănătate sau cu dezvoltarea stațiunilor de interes local și național. O mai bună implementare a investițiilor în turism va conduce la creșterea numărului de turiști și va crea beneficii cu efect multiplicator în economie. Așa cum am spus în mai multe rânduri, ne preocupă și investițiile care contribuie la dezvoltarea întregii regiuni și în această privință relația cu Republica Moldova este una specială. În acest sens, salut începerea fazei a doua a proiectului de interconectare Iași-Ungheni-Chișinău, obiectiv de interes național al Republicii Moldova și totodată proiect strategic pentru România. Ieri au demarat lucrările pentru prelungirea gazoductului Iași-Ungheni până la Chișinău, proiect a cărui implementare va contribui la securitatea energetică regională. Realizarea acestui proiect reprezintă un nou pas pe care Republica Moldova îl face în parcursul său pro-european cu sprijinul României. Și în această săptămână continuăm să înregistrăm rezultate foarte bune în exercitarea președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene. Ieri au fost obținute cu Parlamentul European încă două acorduri provizorii pe două dosare pe care le gestionăm. Este vorba despre standardele de dioxid de carbon pentru vehiculele grele și cooperarea dintre ofițerii de legătură trimiși în țări terțe de statele membre pentru gestionarea imigrației. Tot ieri, ministrul Teodor Meleșcanu a participat la lucrările Consiliului Afaceri Externe, iar ministrul Nicolae Bădălău a prezidat lucrările Consiliului Competitivitate, în cadrul căruia au fost discutate principalele evoluții din perspectiva pieței unice. Astăzi are loc Consiliul Afaceri Generale, prezidat de ministrul George Ciamba, în cadrul căruia sunt dezbătute orientările cu privire la cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027. De asemenea, în această seară, ministrul Rovana Plumb va participa la trialogul pe tema pachetului de coeziune 2021-2027. Am încredere că vom continua să oferim soluții și să obținem rezultatele așteptate în cadrul acestor reuniuni, dar și în cadrul întâlnirilor de lucru viitoare. La sfârșitul ședinței de guvern, purtătorul de cuvânt va detalia actele normative adoptate în cadrul ședinței de guvern de astăzi. Tot la sfârșitul ședinței de guvern, domnul ministru al Justiției, Tudorel Toader, va avea o conferință de presă. Vă mulțumesc!